Am văzut că ai scris o scrisoare. Nu e o scrisoare, e prima zi de aventură. Astea, deci, sunt părerile mele, că eu le scriu după aia în jurnal. Eu am jurnal și le trec în jurnal. Tu le scrii în jurnal? Ai jurnalul tău? Da. În fiecare zi? Nu în fiecare zi. Din. Se întâmplă ceva? Da. Când am părăsit județul Covasna, am intrat în județul Buzău. Aici muncii nu mai iau din granit, ci din pietre mari, sfărămicioase și mult grohotiși. Acum câteva săptămâni vine bunica, adică străbunica, vine la Sara și îi spune: auzi, dragă, știi unde aș vrea să merg? Uite aici! Și arată niște poze cu o fermă. Nu știu de unde a găsit ea ferma aia, dar pentru că aveam în minte locația asta unde suntem acum, ferma de sub Penteleu, din zona Buzăului, am zis, hai să mergem toți împreună într-o vacanță cu străbunica. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrii morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine, toiagul și nuiaua ta mă mângâie amin. Bunica, ești gata? Bunica, ești gata! Traseul către locația asta este unul super fain. Plecăm din Brașov și mergem pe Siriu, mergem spre Buzău și din Buzău, din Varlam, mai mergi încă vreo 10-15 minute pe un drum neasfaltat și ajungi aici la ferma de sub Penteleu. Și ce vreau să vă spun este că îmi este foarte, foarte foame. Este ora 4. Nu am mâncat nimic astăzi, a trebuit să editez un vlog ca să aveți voi vlog în ziua de marți. Și da, mergem către ferma de sub Penteleu. Eu sunt Ionuț. Salut, eu sunt Paul. Da? Costa, cărâm bagajele? Pare amuzantă prezența ei. Nu e amuzantă, e tare de tot. Bunica, ia uite cu ce cărăm bagajele. Ia uite cu asta. Ce tare. Ce face cu roaba? Taxiu. Așa am denumit-o eu. Roaba era pentru transportul bagajelor. Al doilea șoc. M-am uitat pe unde vom intra în curte. Bunica, aici este o regulă. Da. Trebuie fiecare să meargă pe rând. Și să, ia, să luăm câte un copil. Dar tu ești la secțiunea copii. Deci cineva o să meargă cu tine. Wow, ce fain! Trecem rău asta. Azi că asta este mare primire. Ai emoții? S-a spus că ieri mi-am adus aminte că de când mă știu eu în Brașov și mergeam în Poiană, Podul Plutitor era cel care mă desfăta și acum mi-am adus aminte de Podul Plutitor. Să vedem prima dată unde o să stăm, pentru că va trebui să dormim undeva în seara asta. O să stăm două nopți aici și vă spun sincer că, Sara, eu încă sunt la nivelul la care abia aștept să mănânc, crede-mă. E... Și da. Drumul a fost... Dar uite-te cât de... A adus bunii pâine și șuncă. Uite-te la bunica la fața ei, ce zâmbitoare. Ia uite. Ceva deosebit. Noi o să fim cazați aici, auzi. Scarle, tu o să fii în aia albastră acolo. Apropo de femei, mie de la adunare zice capră. Nu am venit în ferma capră. Ferma de sub Penteleu este o bucată de viață construită într-un fost cătun și oamenii care au dezvoltat locația asta au readus la viață acest cătun și i-au dat numele de ferma de sub Penteleu. Penteleu nu este un nume de pateu, ci este un nume de munte. Iar la poalele acestui munte, Penteleu, este această fermă. După trecerea podului Plutitor, am mers la cabană unde ne-am golit roaba taxiu de bagaje. Apoi am mers la masă fără să intrăm în cabană. Ia uite, bunica, ce liniște e, da. Ce privește frumoasă. Ce ziceți, copii? Foarte. I-am zis că aici diseară venim și să ascund copiii unde... Exact. E liniștea aia perfectă și momentan se face curățenie înăuntru, o să stăm și mergem să mâncăm. După aia venim și facem room tour. Room tour. E liniște, mie îmi place natura în general, să fie liniște, să fie... Să auzi ciripitul păsării, aici nu prea aud. S-aude sau nu? Cine nu știe și e mai nou pe canalul nostru, străbunica nu aude foarte bine și de asta râdem noi. Dar nu râdem de ea, că noi o iubim foarte mult. Cum este ciorba? E bună. Da? Uh-huh. Mm. Rață pe varză și Sara a mâncat aici și cu bunica au mâncat ardei umplut și cu
cu carne, cu ce? A fost o mâncare delicioasă, servită de un personal ospitalier, apoi am venit la cabană. Bun, sunteți gata să facem room tour? Hai, ei! Dați și un mare like înainte ca să ne încurajați. Aceasta este sufrageria. Foarte frumos. Uite, dacă vrei să te îmbraci cu o haină și de țărănească, nu miroase a vechi. Mai e una din coace. Păi nu miroase a vechi pentru că e nouă, a, practic. Da? Miroase da. Fain. Deci asta e camera de zi. Ia uite aici. Asta e canapea cu ăsta, mă, ce plăcere a fost, da? Aici este o mică băiță. Băiță, așa. Oh. Wow. Cum e bunii? Ce zici, bunii? Ce fain! Asta e camera ideală de copii. Mamă, ce faină e! Foarte faină! Deci asta avem două pătucuri aici și mai este un pat foarte mare sus. Dar ce frumos e aici! Deci chiar e faină! Asta e dormitorul nostru, Scarlett. Ce zici? Aici ar putea să doarmă Amza. Asta zici, e un pat de rege! Pat de rege! Da, este ca un pat de rege, foarte frumos! Ce loc fain aici. Imaginează să stai aici iarna la o cafeluță. Nu am explorat cealaltă cameră până la final. Da. Până la final. Hai să mergem. Hai să vezi, Scarlett. Bunica, hai să vezi cealaltă cameră. Camera voastră. Ce fain este să stai aici. Wow. Dar cum ar fi să dormi aici tu și eu? Noi doi? Da. Nu, aici stă pisica. Na, ce fain. Deci aici cine doarme până la urmă? Eu cu am să dormim în patul ăsta mare. Nu mai mă ridic. Bunica, Scarlett, vreți să dormiți aici? Una Scarlett și una bunica? Da. Sunt mai multe locații în care poți să dormi, mai multe căsuțe, să le numim așa. Noi stăm în casa mare, puteam să încăpem cu încă o familie dacă era să fi venit, dar... De data asta suntem doar cu străbunica pentru că vrem să fim doar noi și să ne conectăm așa unii cu alții. Aici sunt rațele, foarte multe și sunt foarte drăguțe. Ce faine, Doamne, ce mi-ar plăcea un măgar să avem și noi, tata. Ce fain, e un animal atât de fain. Mi se pare și blând, drăguț, oi. Ce urechi lungi are! Vrei să dai pup la cameră? Pup-l mai mult! Ce frumos e! E un măgar foarte frumos! Iai! Vai de mine! Deci eu așa țineam! Wow. Cât praf are pe el. Da. Dinții zâmbim. Ce faci, bunii? Vreau să citesc și nu mă lăsat nici cum. Am văzut că ai scris o scrisoare. E o scrisoare, nu e o scrisoare, e prima zi de aventură. Și acum urmează să scriu a doua zi de aventură. Unde ai văzut-o? Văzut. Că scriam, da. Asta e prima zi de aventură. Urmează. Na, a doua încă n-am scris-o. Mă, astea deci sunt părerile mele că eu le scriu după aia în jurnal. Eu am jurnal și le trec în jurnal. Tu le scrii în jurnal? Ai jurnalul tău? Da. În fiecare zi? Nu în fiecare zi. Din, se întâmplă ceva. Da. Se exprimă mult mai bine prin scris și în momentul în care ea este în liniște... Și casa s-a liniștit, copiii merg la culcare, se așează și începe și scrie și își pune emoțiile pe hârtie. Aici experiența este pensiune completă, adică vii și te cazezi, iar apoi ai mic dejun, prânz și cină și activități, totul inclus. Deci tu când vii, plătești experiența, nu plătești doar o cazare random. Dacă vrei doar cazare undeva unde să te duci să spui capul pe pernă, intră pe Booking sau pe alt site de genul ăsta și caută-ți un hotel. Dar aici vii pentru experiența de fermă. Iața. Cum ai dormit? Foarte bine, dar încă mai vreau să mai dorm. Aici avem micul dejun. Exact. Ai, uite, din astea tradiționale, slănină, nu știu ce. Zacuscă, icre, vinete.
Ce faci cu asta, tata? Ce? E Dita mai pisicu? Și este grea. Aseară am dormit atât de bine. Eram foarte, foarte obosit în primul rând, dar am dormit și bine. Aici sunt activitățile fermei și în fiecare zi sunt activități diferite. Astăzi este miercuri, așa că o să ne uităm să vedem ce program avem. De la ora 11 avem atelierul de tâmplărie, după aia o să avem drumeție cu caprele, o să mergem după fructe de pădure mai târziu puțin, o să vedem și cum se mulc caprele, iar diseară o să avem foc de tabără. Am avut niște momente extraordinare cu bunica, pentru că ne-a împărtășit foarte mult din amintirile ei și locul ăsta cumva a transpus-o în trecut și i-a făcut foarte bine, s-a transformat efectiv într-un copil. Bunica este o persoană foarte matură, foarte lucidă. Aici, acum, zilele astea, s-a transformat efectiv într-un copil. A luat copiii de mânuță, a mers cu ei la diferite ateliere care au avut loc aici și pur și simplu a trăit fiecare secundă ca și cum ar fi ultima. Ce vreau să fac? Aici este atelierul de tâmplărie și este workshop-ul pentru copii în care ei fac o căsuță de păsărele. Ei învață să bată cuie și învață să șlefuiască un pic lemn. Sunt diferite ateliere, în fiecare zi un atelier diferit, dar astăzi este atelierul acesta. Eu fac unghii astea floare la urechi, ce pilești puțin ca să fie frumos. Îl ții de aici? Și cu mâna asta. Așa, dai. Mama, du-te să nu dai în cameră. Așa, dai tare. Eu mi l-am scos singur, tata. Bravo. Stai. Știi care e problema? Stai așa să ți arăt. Vezi? Problema este că aici este un nod. Vezi? Și în nod nu intră cuiele, pentru că aici este e foarte tare lemnul unde e nod. Vezi? Da, bă, uite, ești tu chiar vrei să-ți iasă perfect căsuța. Uite cum bate bunica, ia uitați căsuța noastră cât de bine a ieșit. Să-l punem acasă, poate vin păsărelele. Străbunica este o binecuvântare pentru noi, dragilor. Nu vă puteți imagina cât de multe lucruri am învățat de la ea. Nu știu cum credeți voi despre asta în preajma unui bătrân, dar pentru noi este aur și găsim foarte mare valoare și binecuvântare în tot ceea ce este ea. Îmi pictez casa. De când mă știu, noi sâmbătă și duminica făceam muntele, indiferent unde. Până și acum ești pregătită să mergi pe munte? Sunt pregătită, dar depinde cum va fi vremea. Tata zici că are cercei. Are cercei? Da, cercei. Exact. Astea sunt însemnate, să știe că asta, fiecare capră are un cod. Ești pregătită de munte? Da, sunt pregătită de munte. Da? Tu ești pregătită de munte? Foarte. Ia uite-le. Ce e super este că am nimerit vremea asta care e foarte bună pentru noi și pentru bunica mai ales. E fain cu caprele după noi. Numai nu le ținem după bunica, bunica e în față. Descurca perfect. Nu, mănâncă și bluza și părul. Trei căprițe la un pom. Scarlet, să nu mănânci și tu. Experiența la fermă nu este ca și cum ai merge în Dubai, să te dai pe roller coaster, să te sui pe ATV-uri, să faci nebunii. Nu este genul ăsta, dar poți să găsești plăcere din foarte multe lucruri care sunt în jurul fermei, lucruri simple. Să mergi tu așa să iei caprele la pas și să te urci pe munte și să vezi o frunză, o floare, o chestie, să mergi într-o drumeție, să găsești o mură, o zmeură în pădure, cătină, direct de la ea, e foarte fain și să împărtășim asta cu copiii noștri. Să dezvoltăm educația asta în ei, să nu creadă că puiul crește în țiplă la Carrefour sau că gemul crește direct în borcan, este o chestie faină, trebuie să investim. Astăzi sunteți pe Familia Mare și vreau să vă arăt care este capra mea preferată. Este asta, din cauza că mă iubește
și chiar foarte ascultătoare, dar este ascultătoare. Acum mi-am luat conopidă gratinată la cuptor. Poți să guști? Mi-am luat și ceafă de porc, salată, s-a luat cârnați. Mama le dă. Amza, da. Iar bunica a luat doar un ceai. Ceai, atât. Da. De ce? De ce? Pentru că nu-mi trebuie altceva. Eu nici acasă, seara, nu mănânc. Dar ai mâncat bine? Da, am mâncat bine la prânz. Și seara n-am nevoie de mâncare. 80% din mâncarea pe care o produc ei este făcută aici, in-house. Adică carnea este crescută aici, cartofii aici. Doar, ce știu eu, măsline, ulei, sare, piper, astea nu sunt de aici. Dar în rest, materia primă cea mai mare este crescut aici, in-house. Noi suntem dinamici, suntem aventurieri, dar avem nevoie și de pace și de liniște și să stăm deconectați de tot. Și locul ăsta o face cu desăvârșire, pentru că în primul rând nu ai semnal la telefon deloc și internetul este foarte slab și doar într-un anume punct din fermă poți să ai acces la internet. Lucrul ăsta poate este văzut rău, dar vă spun eu că după ce vii aici și trăiești fără internet și telefon, îți dai seama cât de bine îți face de fapt. Și e necesar, după traiul din oraș, îmbâxit cu toate, să fugi la munte să te oxigenezi. Hai la foc! La noi în sat nu erau încă pionieri, că atunci când au apărut pionieri, a apărut și focul de tabără. Și la noi în sat a apărut mai târziu pionierii, că asta este la țară. Și îți place focul de tabără? N-am avut parte decât numai la adunare, când făceam foc de tabără și îmi plăcea tare mult. La noi se cânta, la noi se... Da, și la mine în tabere. Da, hai ce-ți faci ai la asta. Amza, focul, focul, focul! Da, așa ziceam. Bună! E fain? Ce tare! Ce tare, tare, gen! Cum e invitat? Cum te simți? Foarte bine. Relaxată. Chiar m-am odihnit zilele astea. M-am odihnit deși am avut activități așa sportive. De mers pe munte cu caprele și tot felul de ateliere. E drăguț, nu ne-am plictisit. A fost chiar relaxant, mai ales că nu am avut semnal. Asta a fost puțin ciudat. Dar într-un final mi-am dat seama ce nevoie aveam de asta. Deci îmi pare rău dacă n-am postat story-uri. Am postat așa doar seara, am găsit un metru pătrat de semnal și am stat acolo să se aplodeze, să vă arăt și vouă. Vrei să faci nani? Da. Da? Îți dai seama că el cere la nani? Da. Păi da, la atât de multă activitate, cer și la nani. Aerul ăsta puternic, curat, îți produce somn. Melissa, pleacă de acolo că e locul meu. Nu, acolo sunt cele trei fetele. În fața casei la noi, deci în spate aveam legume, aveam pomii, așa. Și în fața casei aveam colțul nostru de flori. Da, ce frumos! Ca aici! Ca aici, asta da. Zic, faci o paralelă între viața pe care ai avut-o și unde am ajuns. Da, noi, că asta explicam lui Amza, numele la fiecare floare pe care noi am avut-o în grădină. A, tu le știi, da. Le cunoști. Da. Vine soare, luam covata, o umpleam cu apă și o puneam sub pom. Luam un țol, împingeam la umbra pomului și când era cald, intram în covată și ieșeam. Și acolo învățam, că nu mergeam. Noi învățam, mama nu știa. Nu, noi tăteam în fiecare an examen. Așa era atunci. Și examenul consta în toată materia din an și se făcea bilete. Tu nu știai ce bilet îți cade și trebuiai să înveți toată materia. Și tu stăteai și învățai în timp ce stăteai în curte.
Da? Făceai treabă. Vacanța, înainte de examen, acolo era sala noastră de lectură, a mea și acolo. Învățam, luam fiecare bilet și învățam toate. Eu mă uit la bunica care are o memorie foarte bună. Și noi avem nevoie de vloguri ca să ducem aminte. Noi n-avem memoria lui bunica. Bunica are vlogurile în cap. Să investim în bătrânii noștri, indiferent de cum sunt. Poate că sunt bătrânii și bunicii ideali, poate că nu sunt bunici deloc și am avea o listă de lucruri pe care ar trebui să le schimbe. Indiferent de cum sunt, noi trebuie să investim în ei iubire, pentru că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vom ajunge toți să îmbătrânim.